Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la o nouă ediție a Poveștilor Sufelinar. Vom poposi în această seară în lumea cărților, nu orice fel de cărți. Sunt cărți de patrimoniu pe care Muzeul Național al Unirii le salvează aici, la Alba Iulia. Este alături de mine domnul Alexandru Știrban, restaurator, cel care dă din nou viață cărților. Bună seara și bine ați venit la Povești Sufelinar! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! E o adevărată provocare și plăcere să pot să vin și să spun ceea ce... să povestesc, de fapt. Păi trăiți într-o lume de poveste. Da, o poveste care se și concretizează după aceea în ceva. E frumos să spui că încerci să redai cartea și să-i redai cărții o viață. Și de aceea, de foarte multe ori, și nouă celor care lucrăm la Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi, ne place să spunem că suntem un mic spital al cărții. Pentru că ceea ce facem noi, încercăm să însănătoșim cartea. Cartea vine în laboratorul nostru într-o stare nu prea bună. Și, din păcate, patrimoniul de carte, patrimoniul bibliofil românesc, se găsește într-o stare destul de proastă, să zicem. Și atunci, cartea intră în laboratorul nostru, noi ce încercăm? Încercăm să-i stabilim un diagnostic, să-i facem un tratament și să-i redăm cel puțin parte din viața care a avut-o până a intrat la noi, puțin mai departe. Să începem cu începutul. Centrul Național funcționează de câțiva anișori. De când și cui a venit ideea de a aduce în Muzeul Național al Unirii medicii de carte? Da, funcționează de ani buni, să spunem. Deci a fost înființat în 1996 ca o continuare a muncii celor doi restauratori de carte care existau la timpul respectiv în Muzeul Național al Unirii. Deci spuneam ca o continuare a activităților și de ce? De ce? Pentru că, v-am spus, patrimoniul de carte, patrimoniul bibliofil este foarte mare. Sunt foarte mulți deținători de carte și atunci un fond de lucru există. Deci era nevoie de așa ceva. Era nevoie de o creare a unui loc în care cartea să-și recâștige importanța. Și de aici a plecat ideea a înființării acestui Centru Național Alba Iulia. Deci vă spuneam ca o continuare a activității restauratorilor de până atunci. Acum, cine a trecut pragul acestui centru, unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea încă de la început, a fost plăcut impresionat de faptul că acolo chiar te simți ca într-un spital, chiar simți că așa cu chirurgie foarte fină repuneți în valoare aceste, și să nu vorbim numai de carte, pentru că eu, răsfoind catalogul acesta de restaurare, am observat că sunt multe tipuri de documente, nu neapărat numai cărți. Acolo aveți și alte tipuri de documente, începând de la diplome sau, știu eu, alte înscrisuri. Da, sigur că da. Adică, pornind de la ideea de a crea un spațiu care să respecte ceea ce înseamnă normele de conservare și de restaurare. Și de aici a fost și ideea de pornire a centrului. În 1996, când a fost deschis, era unul dintre cele mai moderne din țară. Eu cred și sper în continuare, în dorința că nu se mai creează asemenea centre, că încă ne păstrăm statutul de un centru foarte bine dotat și cu lucrări foarte bine realizate. E clar că ce înseamnă patrimoniu bibliofil, tot ce înseamnă suport de scriere, hârtie, pergament, și aici ne referim și la documente, ne referim și la carte, și la manuscrise, și la tipărituri, la diplome de nobilare, și cei mai important, și putem face o paranteză aici, la Alba Iulia se restaurează și legăturile, legătura de epocă. Puține centre din țară au mai păstrat ateliere în care să se restaureze legătura.
Deci la noi facem și o restaurare a legăturii de carte. Că tot ați adus vorba, din câte am înțeles eu, legătura este foarte importantă. Dar este și cea care vă dă cea mai mare bătaie de cap. Acum nu vreau, eu încerc aici să reprezint și restauratorul de carte și restauratorul de legătură. Nu că eu sunt restaurator specializat pe legătură. Atunci să înțelegem că fiecare se ocupă de o anumită parte din restaurarea unui document. Da, în cadrul laboratorului nostru există un atelier în care se face restaurarea hârtiei a suportului de scris și un atelier în care se restaurează și legătura de carte, continuarea. Legătura de carte este cea care la un moment dat are partea finală, deci ea reprezintă finalitatea restaurării și atunci are și posibilitatea de a arăta cum s-a făcut restaurarea. Restaurarea de legătură la un moment dat mie mi se pare că este mai complexă. Îți oferă și o provocare, mai multe provocări, dar și o satisfacție, pentru că de fapt restaurarea de legătură redă forma finală a cărții. Deci, îmbracă cartea și o redă cu funcționalitatea care o are ea de la început. Domnul Știrban, vă spuneam și înainte de interviu că am rămas impresionată vizitând la un moment dat un astfel de laborator la București, unde și dumneavoastră ați învățat să faceți treburile astea foarte fine de chirurgie estetică a cărții, că am rămas foarte impresionată de durata restaurării unui document. Se întâmplă să fie ani de zile în care să lucrați la același document. Da, există posibilitatea ca să extindem operațiile de restaurare pe o perioadă mai lungă. Și asta datorită materialelor și a metodelor pe care le folosim. De cele mai multe ori, cum spuneam, volumul de carte, documentul, intră în laborator cu probleme. Probleme biologice, probleme de materiale și atunci analizele care sunt făcute percep o anumită perioadă de timp. Tratamentul pe care îl aplicăm în funcție de materialele pe care compun cartea, iarăși necesită o perioadă lungă de timp. Și apoi intervenția în sine, intervenția de restaurare, este o intervenție foarte micăloasă, care la un moment dat poate presupune o perioadă în care se repetă foarte multe operații, dar care trebuie să le faci cu o anumită respectare a anumitor norme. Și da, în funcție de mărimea volumului, de problemele care le are respectiva carte, o operație de restaurare poate să se întindă pe 5-6 luni. Bine, asta, cum să spun, corelat cu altă carte. Deci lucrăm în același timp cu alte piese. Alternativ, sigur că nu. Asta e bine, pentru că nu vă plictisiți. Oricum nu cred că vă plictisiți, pentru că fiecare carte presupune o anumită tehnică, un anumit mod de lucru și cred că sunteți și cei care descoperiți adevărate bijuterii. Și aș veni cu următoarea întrebare: care a fost cel mai valoros document restaurat la Alba Iulia și în ce împrejurări l-ați descoperit? Da, să luăm cu începutul. Sigur că da, nu te poți plictisi în restaurare. Tot timpul să apar noi provocări. Fiecare carte vine cu problemele și cu tipul de abordare pe care trebuie să-l faci. Deși, cum spuneam, sunt foarte multe operații care se repetă, dar se repetă într-un anumit fel în fiecare material pe la care lucrezi. Hârtie. Hârtia este o hârtie produsă manual. Diferite mori de hârtie. Diferă grosimea, diferă compoziția, diferă foarte multe lucruri. Deci sunt lucruri care tot timpul îți cer cunoștințe noi și te provoacă să vii cu metode noi de a restaura. Mi-e greu să spun care a fost cel mai important. Pentru noi toate sunt importante. Noi le privim de foarte multe ori din punct de vedere al restauratorului și nu totdeauna din punct de vedere al istoricului de carte. Pentru noi o carte sau un volum sau un document poate să aibă o importanță extraordinară sau să ne ofere o satisfacție extraordinară datorită problemelor pe care ni le pune.
nu neapărat cu vechimea lucrării sau cu importanța ei istorică. Au trecut manuscrise, au trecut tipărituri vechi, de secol XVI, de secol XV, care prin problemele puse, prin valoarea lor istorică, ne-au dat, cum să vă spun, ne-au stârnit. Ne-au stârnit să încercăm să le repunem pe, să le redăm viața. Atunci vă pun altfel întrebarea. Care a fost documentul care v-a dat cea mai mare satisfacție că l-ați salvat de la moarte? Cel mai greu de salvat, că bănuiesc că l-a dat și satisfacția cea mai mare. Pentru că privind aici în catalog, eu am rămas uimită de la ce s-a plecat, de la ce nenorociri s-a plecat și totuși ați reușit să le dați forma inițială până la urmă. Sigur că da, cum spuneam, fiecare piesă își are valoarea, își are importanța ei. Au fost multe piese care ne-au dat o satisfacție pentru că am reușit să le redăm, să le dăm vieții cercetătorilor, că în primul rând asta este, nu, să dăm posibilitatea cercetătorilor să poată să aibă acces la ele. A fost, dacă stau să iau, să mă gândesc trebuie bine... Trebuie să vă mândriți cu ceva în mod special. Cu tot ceea ce facem noi ne mândrim. Evident, dar în mod adevărat. Cu totul și cu totul special, așa cum spuneam, a venit o nenorocire acolo din care ai fi zis că nu alegi nimic. De exemplu, atunci când am vizitat centrul de la București, ne povestea doamna care conducea centrul respectiv că pentru ei cea mai mare mândrie era un document descoperit în zidul unei mănăstiri și era atât de distrus de mucegaiuri și de, mă rog, bolile specifice cărților, încât aproape era doar o înșiruire de litere, nici aceea foarte exactă, hârtia aproape deloc nu mai exista, literele fiind de aur se păstraseră oarecum. Da, cunosc, pentru că și eu la București am participat la un moment dat în acea campanie de redare a vieții acelor cărți care au fost descoperite într-o nișă în zid. Este adevărat, dar revin și spun, este foarte greu să stabilești o prioritate sau să sunt ca niște copii, nu toți sunt la fel de frumoși, la fel de importanți. A fost colecția de manuscrise de la Consistoriul Bisericii Evanghelice de la Sibiu, cu care noi avem o colaborare foarte bună și care ne-au dat și, cum să spun, satisfacția de a ne arăta aptitudinile, de a ne arăta priceperea, pentru că la un moment dat avea un atac biologic destul de important, hârtia era fragilizată, se cerea o intervenție destul de lungă durată, dar în același timp de foarte multă răbdare și de îndemânare și care, la sfârșit, asta a fost și satisfacția noastră legată și de mulțumirea deținătorului de patrimoniu, aici revin, a celor de la Biserica Evanghelică, care au fost mulțumiți de ceea ce noi am făcut și pentru noi asta a fost o mulțumire. Și acea colecție ne-a dat posibilitatea să ne arătăm îndemânarea, priceperea. Cum am văzut că există etape mai lungi sau mai scurte, există documente mai distruse sau mai puțin distruse. Totuși sunt niște ani de când centrul funcționează la Alba Iulia și sunt niște ani în care puteți să faceți bilanțuri. Acolo nu sunteți doar dumneavoastră, sunteți o echipă formată din câți oameni? Da, la momentul respectiv... Ca să deducem noi și cam câte etape de restaurare sunt. Sigur că da. Echipa e normal și restaurarea la un moment dat este o activitate independentă, dar în același timp și o activitate de echipă. Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi din cadrul Muzeului Unirii de la Alba Iulia, la ora actuală este format dintr-o echipă de cinci specialiști, care asigură tot ce înseamnă restaurare de hârtie, corp, carte, cum spunem noi, și de legătură. E clar că
ne-am dorit să fie... Patrimoniul de carte este foarte mare. Din păcate, starea patrimoniului, cum spuneam, nu este una dintre cele mai bune. Așa că noi suntem cam puțini pentru numărul de intervenții pe care ar trebui să-l avem asupra patrimoniului bibliofil. E greu să spui etapele, pentru că, spuneați la început, ca și un bolnav, intervențiile poate să difere în funcție de starea în care volumul de carte sau documentul intră în laborator. Se fac tratamente umede, se fac tratamente uscate, se fac intervenții minime, pentru că, țin să fac o precizare aici, este una dintre, să spunem, politicile centrului de la Alba Iulia. Facem intervenția minimă, noi facem doar acolo unde trebuie să intervenim. Nu încercăm sau nu mergem pe o restaurare a la lung, deci de foarte lungă durată, în care costurile, e și normal, cresc, ci mergem și facem o intervenție minimă acolo unde este nevoie și atât cât este nevoie. Deci, ca să rămânem tot în sfera comparațiilor cu lumea medicală, sunteți spitalul de urgență și atât. Nu doar spital de urgență, avem și intervenții de urgență, normal, pentru că sunt zone în care trebuie să intervenim de urgență, dar la un moment dat mergem și cu tratamente de lungă durată. Acasă, ambulator. Da. Domnul Știrban, văd că nu vă opriți doar la restaura carte, ci chiar dăruiți cărți, ca să zic așa, cărți care pun, sigur, în evidență munca dumneavoastră de acolo. Sunt două cataloage pe care eu le am aici, 2003-2009, cam vechi, dar bine că există. Acum ciclic, periodic, nu stabilim. În afară de ele, mai aveți publicații din domeniu editate aici la Alba Iulia? Acum trebuie să vă spun că munca restauratorului, pe lângă cea concretă în care se vede, pentru că munca restauratorului totdeauna se vede, presupune și o muncă de cercetare, ceea ce înseamnă să publicăm și studii, să participăm la conferințe, la simpozioane. Nu totdeauna reușim să publicăm tot ceea ce scriem sau comunicăm. Cele două cataloage care le vedeți dumneavoastră sau le aveți dumneavoastră sunt cele mai, spun, nu neapărat recente, dar cele mai bune, în care am încercat să ne prezentăm munca noastră. Nu doar prin tipărirea acestor cataloage încercăm să promovăm munca de restaurare. De-a lungul timpului, și trebuie să remarc, să fac o precizare aici, chiar înființarea centrului la Alba Iulia a fost rezultatul unei munci de promovare, de a arăta publicului că nu totdeauna ceea ce facem noi trebuie să ținem undeva ascuns. Chiar dacă lucrăm în condiții nu totdeauna cele mai bune sau în condiții în care accesul publicului nu poate să fie foarte larg, rezultatele muncii noastre ar trebui să fie cunoscute și atunci am încercat să le prezentăm prin filme documentare, prin expoziții, pentru că una dintre metodele noastre de promovare, de prezentare, sunt expozițiile. Și atunci am avut de-a lungul timpului și în special în perioada 1 decembrie la Alba Iulia câte o expoziție în care prezentam tot ce restauram în cursul unui an. Cu timpul am încercat să prezentăm, pe lângă produsul finit, să-i spunem așa, deci cartea restaurată, documentul restaurat, afișul de teatru, la un moment dat am avut și o expoziție în care am restaurat o colecție de afișe de la muzeul din Arad. Am încercat să prezentăm și cum făceam restaurarea și am avut câteva filme documentare în care încercam să le arătăm publicului, tinerilor mai ales, pentru că asta este una dintre ideile noastre cele mai bune și dorința noastră cea mai tare, de a-i face pe tineri să înțeleagă ce înseamnă patrimoniu și dacă știu cum să-l păstrăm, să putem să trimitem mai departe. Deci să revin, erau acele expoziții în care prezentam și un film documentar cu cum se face restaurarea. Și asta ne-a stârnit și ne-a dat certitudinea că facem un lucru bun, pentru că au încercat să vină tineri spre laborator. Mai nou, avem ateliere de lucru cu școli de la
clasa 1 la clasa 2 până la licee, în care efectiv încercăm iarăși să le prezentăm ce înseamnă patrimoniu, ce înseamnă restaurarea și ca o concluzie ar trebui să o tragă ei să știe cum să-și păstreze cartea. M-ați vorbit despre câteva instituții care au apelat la serviciile dumneavoastră. Următoarea întrebare firească ar fi dacă și persoanele fizice pot apela la un moment dat la acest centru pentru a salva poate lucrări chiar foarte importante. Sigur că da. Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi din cadrul muzeului, repet, este deschis tuturor celor care dețin bunuri de patrimoniu, speță bunuri bibliofile în cazul nostru, de carte veche, documente. Este datoria noastră să acceptăm și să le prezentăm ceea ce înseamnă obligația de a deține un bun de patrimoniu și condițiile în care trebuie să le păstreze. Deci spuneam încă o dată, pe lângă instituțiile mari care dețin bunuri, și persoanele fizice pot apela cu oricând la cadrul amoratorului. Este o modă de a achiziționa bunuri de genul acesta foarte mulți colecționari. Categoric este, nu știu dacă neapărat o modă, dar dacă este o modă bună, pentru că dacă ar achiziționa cartea, ar trebui să o și păstreze sau să știe să o păstreze, ceea ce înseamnă că îi dă posibilitatea cărții să dăinuiască. Și cei care achiziționează cartea ar trebui să știe o carte veche trebuie păstrată în anumite condiții. Trebuie să îi se creeze un anumit mediu ca să poată să treacă mai departe peste timp. Și oricând noi am stat la dispoziția și vom sta la dispoziția tuturor deținătorilor de la consultanță în privința amenajării unei depozit de carte veche, a condițiilor în care cartea poate să fie păstrată, până la intervenții minime sau mai de lungă durată. Asta ar fi un lucru foarte bun. Chiar ar fi de dorit câteva lecții din astea educative, pentru că am văzut, mai ales pe canalele media, că chiar cărți foarte valoroase, bănuiesc foarte valoroase, nu sunt eu expert în domeniu, dar după legătura pe care o aveau, după coperta pe care o aveau, se vedea clar că este o carte foarte veche, fluturată prin studiourile televiziunilor, așa la văzul lumii. Da, acum, din păcate, există tendința de a... Epata. Da, da. De a face lucruri, de a arăta niște lucruri care, la un moment dat, nu totdeauna le stăpânim. Și aici, din păcate, nu totdeauna cei care fac lucrurile respective sunt și specialiști în domeniul respectiv. Deci ar fi foarte bine și de dorit să apeleze la specialiști în domeniu în momentul când achiziționează o carte. Este cel mai bine, pentru că spuneam, cartea poate să sufere diferite atacuri, poate să devină un pericol pentru cel care o deține. Să o introducă o carte bolnavă, să o introducă într-un mediu în care e sănătos, poate contamina celelalte cărți. În același timp este de dorit să se respecte niște norme și niște reglementări bine cunoscute de specialiști de altfel, de transport a cărților, de a etala cărțile, de a le pune într-o expoziție, de a le folosi, de a le citi, pentru că și asta este o problemă. Nu totdeauna materialele din care sunt constituite cărțile pot să reziste într-un studio de televiziune. Noi poate că încercăm să trecem peste lumina, peste căldura care este într-un studio, dar o carte care are o învelitoare din piele de câteva sute de ani s-ar putea să sufere o daună destul de mare. Și totuși se întâmplă, de aceea spun că ar fi binevenite astfel de lecții și de intervenții din partea specialiștilor, intervenții televizate, așa cum se întâmplă acum la Povești Sufelinar, pentru că poate și din ignoranță unii vor să se laude cu ceea ce au achiziționat, pentru că există o mândrie între colecționari, știi, eu am ceea ce tu n-ai de mult, dar în același timp le expun unor pericole care poate ireversibil le distrug. Da, din păcate, da, putem folosi termenul de ireversibil și de daune ireversibile asupra documentelor sau cărții vechi și este indicat, cel mai bine ar fi ca cei care au în proprietate, în deținere, care au tendința de a colecționa carte veche, documente, să încerce să obțină câteva informații
primare la un moment dat, care se pot obține. Sursa de informație la noi acum este foarte vastă și asta, dar în același timp o informație venită de la un specialist poate să-l ferească de foarte multe probleme în timp după aceea. Domnul Știrban, ca să nu fiți invadați după emisiune de o mulțime de doritori de a-și restaura cărțile, haideți să spunem totuși cam ce înseamnă carte veche, cam până la ce an ne întindem, să nu vă treziți că de la 1970 vine cineva, hai reparăm cartea că nu știu ce. Eu mă feresc să trag niște jaloane unde să includem cartea veche. Cartea veche, v-am spus, își are importanța prin materiale, prin ceea ce comunică, prin valoarea legăturii. Și poate să fie importantă pentru deținători sau pentru o anumită comunitate, chiar dacă, să spunem, nu are suficienți ani ca și vechime. Deci importanța cărții este dată de foarte multe lucruri. Acum, este clar că prioritar și în cadrul laboratorului ne axăm să restaurăm cartea veche, care, să spunem, are un număr de ani foarte mare, carte de secol 15, de secol 16, de secol 17, dar în același timp există carte veche de secol 18 și de 19, care prin importanța mesajului, a conținutului pe care îl are, poate să intre în prioritățile unui laborator de restaurare. Deci eu totdeauna am spus, cartea, prin importanța mesajului, a componentelor artistice la un moment dat, putem să facem o ierarhizare și a stabili câteva priorități. Nu mi-e frică că o să fim invadați, mi-aș dori să vină cât mai mulți deținători, pentru că asta înseamnă că conștientizează și își doresc să facă lucrul respectiv. Asta este foarte bine. Uite, mai sunt și oameni dornici de muncă pe lumea asta. Eu nu pot decât să vă doresc spor la muncă, pentru că realmente acolo aveți bijuterii care trebuie salvate. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă doresc o săptămână minunată în continuare. Sunt Daniela Florian și marțea viitoare vă aștept din nou la Povești Sufelinar cu o altă poveste la fel de interesantă. La revedere!